spatele camerei. Și citi ca o afacere. Ce fraier. Mamă, da, fraților, ce situație! Domnii, voi vreți să chemați poliția și aveți insulă de droguri, sunteți nebuni? Mamă, fraților, un cuvânt de mai ziceam era mort! Bun, fraților, mai avem un pic și ajungem la Snoopy. De ce m-ai chemat aici, nebunule? Am găsit aici o casă și... Casă? Ceva mare acolo. Mi era frică să intru singur, că era o insulă foarte, foarte mare. Mergem cu mașina ta? Hai. Desigur. Bun. Nu de alta, dar CLS-ul și tu văd că ai ceva... Nu știu, Maserati? Cocioabă. Hai de viața mea. Aici e ceva mafie, cred. Hai de capul meu. Uite câte avioane de alea, bă. Păi și cum ai găsit locația, mă? Te-ai plimbat tu pe aici, sau? Da, da. M-am desubit și aici, la mare, ce. Ok, arme ai? Da, ce mașină. Auzi, îți pare rău după mașina asta, dacă e să se întâmple ceva? Nu, nu. No, bun, atunci o lăsăm aici. Pregătește pistolul și dacă e să fie mulți și să nu facem față, zicem că venim să ne angajăm. Nu știu ce e aici, n-am nicio idee. Mamă, câte mașini galbene, da, e clar, e mafie, e mafie aici. Hai să lăsăm armele, că poate ne dă glonț instant să nu fie sniper. Mergem pe pretextul că ne angajăm, ok? Hai să vedem ce găsim. Mamă, ce viloacă nebună, bă, băiatule, bă. Doamne. Bă, frumos, ce să zic. Biliard aici. Aici de ăsta de puș de muzică. Fraților, ce vilă nebună am găsit, mă. Mi-e frică, mâncavaș. Sună de-a careva glonț. Stai ceva, stai ceva birou. Asta voiam să zic. Ce așa suspect biroul ăsta? Fraților, am găsit o vilă foarte, foarte secretă. Și acum mergem într-un tunel în care... Taci, 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 să nu fie cineva pe aici. Hai de capul meu cât a cașcavalul. Bă, fii atent. Hai înapoi sus. Revenim. Că mi-e frică să nu se întâmple ceva. Hai să luăm o mașină, două. Le lăsăm undeva la poartă și ne întoarcem. Bă, păi noi dacă vindem tot ce găsim aici, de fapt ce să mai furăm? Cred că am găsit o insulă abandonată, fraților. Noi dacă luăm toți banii ăia, păi ne cumpărăm mâncația și... Cred că o insulă mai mare decât asta. Nu știu dacă e chiar abandonată sau poate cineva aici să ne trezim cu cineva. Văd o mașină pornită, deci nu e abandonată, sigur nu e abandonată. Clădirea, nu clădirea, insula. E bine că e deschisă asta. Mă vede? Urcă aici, Snoopy, s-o ducem pe asta măcar. Ok, ne întoarcem după banii ăia și vedem dacă găsim pe cineva. Că asta era pornită și mai e încă una pornită la poartă. Auzi? Nu-i tu pe asta și vii după mine? Ba da, ba da. Păi de ce să nu facem profitul dublu? Bun, hai fraților să ducem mașina asta rapid aici și să nu ne prindă nimeni. Ducem mașinile, le lăsăm undeva, ne întoarcem. Vreau să vorbesc cu șeful mafiei, dacă se poate să vorbesc, să vedem cine naiba deține mafia aia. Că mafie trebuie să fie, doar nu cred că stă doar o persoană acolo. Hai să lăsăm mașinile, uite acolo. Bă, se aude frumos rău dojo-ul ăsta, bă, băieții, foarte tare dojo-ul ăsta, îmi place cum arată. Hai să le lăsăm aici. Auzi, lasă-mă să conduc, fii atent, asta o lăsăm altundeva. Și noi gen mergem după cu a noastră. Și tu ce crezi că e pe insula asta, bă? Crezi că e abandonată? Nu știu. Nu știu ce să zic. Nu cred că cam prea multe mașini pe acolo. Bă, da, norocos ai fost să o găsești, mă. Dubița e deschisă. Pregătiți să devenim dubițarii 2024? Da. Asta. Dubi sau, dubițarii. Da. Asta. De ce să nu? Zicem că am venit cu cortul. Hai să ne gândim la un plan. În caz că o să dăm de o mafie, ce le zicem, bă? Și ce crezi că ar suna bine? Gen așa vrăjeală bună. Crezi că e casă de vânzare, nu știu. Deși eu am crezut că e ceva... Dar nu, e imposibil să nu fie mafie. Bă, eu zic în felul următor, dacă o să fie mafie, zicem că ne-am rătăcit, am vrut să facem poze și că am venit cu Duba să dormim. Și am găsit locul ăsta fain și am zis să facem o poză faină pe aici. Spargem încuietorile la mașini altă dată. Vreau să vorbesc cu liderul mafiei. Poate ne ajută, dacă tot are el insulă, poate ne ajută să ne recuperăm insula noastră, cum ar fi. Eu zic că ar fi top. Ar fi... Aia zic. Mai de pe unde era... Hai să mai inspectăm, să vedem. Hai că vin. Nu știu, ne-am urcat... De fapt, nu ne-am... Când am intrat prima dată în casă, am dus tot drept și am găsit biblioteca, nu? Deci nu ne-am dus pe altundeva. Eu ușa deschis acolo, hai să vedem ce e acolo. Ok, dacă tu zici. Mamă, piscină, bă. Piscină faină. Aha, bun. Ia, aici cred că ducem... Într-un bește ăla. Nebun. Cred că e tot aceeași intrare. Ioi, uite o gaură aici. Ok. Foarte multe droguri pe aici. Nu. Aolo. Să trăiți, băieții. Scutați-mă aici. Am venit pentru niște poze. Ne iertați. Poze? Da. Bă, te-am bucurit. Domnii, voi vreți să chemați poliția și aveți insulă de droguri, știți, nebun? Băieții. Putem să luăm și noi de aici niște droguri, sau? Bă, tu-ți permiți, mă, să-mi cer mie droguri, mă? Ia hai, mă, mâinile sus, ia hai. Vă mândoi, hai. Hai sus. Da, doar voiam să întreb. Nu, mă, nu m-ai întrebat nimic, hai sus.
Ok, ok, mă duc, mă duc. Ne scuzați, băieți, îmi spăl la treaba. Hai de capul meu, bă, hai să scăpăm cu viața, te rog eu. Păi, a zis rapid. Cum vă numiți? Fiți atenți, eu am afaceri și eu sunt mafio. Dacă vreți vă ajut, eu de asta am venit. Hai de capul meu, știam eu că nu-i goală insula asta. Mă ierți dacă am greșit. Fii atent. Băieți, eu vă dau niște bani de la mine, nu, ca să fie... Nu, de la tine, hai, pleacă odată. Ok. Mulțumim că ne lăsați în viață. Hai să plecăm de aici, băieții, că riscăm să pierdem tot. N-am nicio idee cine-s ăștia. Hai cu duba, rapid. Nu știu dacă supraviețuim cu dubița aia. Să sperăm că supraviețuim și că nu trag ăștia după noi. Bun, poate au camere și... Ce fraier. Mamă, fraților, ce situație. Am zis că am afaceri și am venit cu duba asta. Nu mai pot să fac nicio combinație. Bă, ce situație. Nu mai pot să-i combin pe ăștia. Îi dau cu spatele. Ne-au văzut cu mașina asta și nu mai iese acum nici... Nu, că nu trag după noi, cred. Cred că... trag după noi. Ne-au văzut cu asta și nu mai nese acum nimic. Voiam să le zic, bă, că facem ceva. Trebuie să venim cu altă mașină, mă. Fii atent cum facem. Ai barcă sau ceva? Da. E aici tot în față, dar cu e undeva pe plajă. Și am parcat-o în șezut. Hai să vedem că-s curios ce barcă ai. Ai din față? Ia, da, bă. Era să mor. Are iaht de la mini nebună. Ok, fratelo, hai să vedem ce barcă are. Mergem acolo, băieții, pe Dita Mai Insula. El împrumutat așa puțin. Un pic așa împrumutat, da. Adică furată de pe Anglia. Da. Ok. Uite acolo, văd că au de la de bărci. E perfect. Deci am avut mult de mers. Deci tu ai inspectat și cu barca zona, dar nu te-ai dus singur deloc. Am dat niște turi. O lăsăm aici atunci, în caz de ceva. Oricum o să o ducă valurile, dar... No, ce să facem? Înotăm și noi un pic. Așa, ancoră n-avem că nu e buget. Te-ai udat? Okay. Crezi că 2-3 mașini mai avem norocul să furăm? Să sperăm că da. Ok, stai cu arma în mână în caz de ceva oricum. Mamă, băieții, jefuind Dita Mai Insula, mâncava așa. Hai să vedem. Mamă, au și flamingo pe insulă. Bă, asta e tare insula. Pare un pic mai tare decât insula mea. Dar insula mea nu se compară. I-am văzut. Hai să căutăm o intrare în casă. Dar nu. Hai pe acolo, nu pe aici, că o să ne vadă. Stația. Bun, pune la stație 11. Gata, am pus. Bun. Vorbim pe stație. Okay, era pe acolo ușa, Dana. Așa, hai să vedem dacă găsim ceva în casă. De furat ăia tot acolo jos. Probabil or fi, dacă nu... mai sunt doar aia din curte, dar nu, hai pe aici. Să-mi bag pistolul la loc. Oh my god, cât sunt. Fii atent. Hai, nu la BMW. Asta pare mai scumpă. Să nu ne audă, te rog. Urcă. O fac. Am oprit motorul. Ia zi. Dacă am deschis geamul de aici. Fii atent, manevră, ce le facem. Nu, stai în mașină. Ascultă planul meu că e bun. Mi-a venit cea mai nebună idee. O să dau gloanțe după ei și mă urc și închid geamul la loc. Și asta e practic cu... Mamă, nu pot să le iau că mai e încă unul acolo. Nu. Ok, a plecat. Și să nu mă vadă la... Te rog să nu mă vadă la Maro. Fraților, îmi bate inima, puls 1000 cu 1000. Fug în garaj. Oh my god, ce situație. Snoopy este acolo. Și eu am rămas în garaj. Fraților, noi stăm cu arma aici în caz că intră careva. Ok. Se vede umbră. L-am luat? Zi-mi, te rog, că l-am luat. Fuck. Mamă, fraților, sunt dead. Cred că sunt absolut dead. O să stau în cover. Leu pe băiatul ăsta. Îl băgăm pe băiatul ăsta, uite aici. Să fie aici ascuns, să nu ne vadă alții. Și mergem în continuare să ne facem planul nostru. Uite acolo, s-au adunat toți, cred că au auzit. Să ne pune și noi pe pistolul, că e mai bun. Ăla vine aici. Hai să plecăm, fraților, de aici. Ok. Ești ok, Snoopy? Da. Bun. Da, și cam o idee. Așa. Ok. Să părem că suntem membri de-a lor. Închide geamul la tine. Mergem la livrat. Da. Nu cred că a mers planul. Am luat Dita Mai Mercedes AMG. Bă, Snoopy, ești geniu. Bine, de fapt eu am avut planul, dar nu mai contează. Lasă, îi dăm și lui un compliment. Bă, frate, l-o bă, mâncați așa. Știi care e faza?
Ia zi. Ne mai întoarcem noi acolo, că eu l-am omorât pe unul și am auzit și eu că se trage. Dacă ne văd pe noi acum cu outfit-ul nostru de șobolani, o să fim morți. I-am văzut îmbrăcați în alb. Vrei să ne îmbrăcăm în alb și să încercăm o șmecherie ceva? Da, da. Mergem, fraților, ne schimbăm în alb și revenim. Sunt este cu mine în mașină, băieții. Am tunat și mașina pe alb. Planul este în felul următor. Inițial voiam să ne schimbăm și să mergem, că suntem de-a lor, dar după am zis, bă, lasă, băgăm altcumva. Mergem așa cu mașinile, părem mafios de ăștia cu măști, șmechere și de criminali, chestii. Zicem că suntem interesați în afaceri ilegale. Și ultima variantă ar fi să ne întoarcem noaptea acolo și să o dăm pe tras cu ei. Bă, da, merge mașina asta, bă. Crezi că costă mult asta? Fii atent, eu acum realizez o chestie. Ia, ce chestie? Dacă o să recunoască mașina și noi am plecat cu mașina asta cu geamuri fumurii, la fel, doar că era pe galben, ăla o să creadă gen că poate noi suntem ăia și am revenit și poate doar am schimbat culoarea. Hai să mergem așa, nu ne dăm jos, stăm în mașină, orice s-ar întâmpla. După dacă zicem că suntem alții. Uite că văd pe cineva acolo. Deci nu vorbi orice ar fi. Mergem, fraților, așa. Poate crede că suntem angajații aia de au revenit și au fost să vândă. Da, cred că merge planul, băieți, cred că merge planul. Așa, am oprit motorul. Ok, taci, nu vorbi, că mi-e frică să nu. Mamă, fraților, un cuvânt de mai ziceam, era morți. Bă, duceți-vă mai jos, acum. Hai de capul meu, băieții. Ok, tu l-ai auzit pe ăsta, mă? Ăștia stau acolo, unde-i Ferrari-ul ăla la poartă. Hai să ne dăm jos, intrăm în casă. Dar rapid, hai în casă la ei. Bun, fraților, bun. Pe aici. Dă-te dreapta, full dreapta. Așa, intrăm în casă. Așteptăm să plece de lângă poartă. Mergem, luăm Mercedes-ul gen după și lăsăm pe Snoopy. După lăsăm pe Snoopy să ia Ferrari-ul, iar noi, fraților, plecăm cu Mercedes-ul. Bă, ne ducem acum rapid la Merțan. Ne urcăm în el, eu te las după lângă Ferrari. Vezi dacă e deschis, dacă nu e deschis, te urci cu mine în Mercedes și plecăm de aici. Că altă chestie n-avem ce să facem, rămânem blocați pe viață, hai. Să sperăm că planul o să fie bun și că nu o să se întâmple absolut nimic. Ce se întâmplă, mă? Hai, urcă. Hai, bă, pornește! Nu pornește mașina vieții! What the fuck? Ok, ia-l ăsta. Ne auzim, bă, pe stație. M-auzi pe stație. Ok. Aolo, vezi că-s multe după tine. Hai la parcarea roșie, știi unde-i? Da. Am stricat mașina, bă. Ia-mă cu tine și dă-i la parcarea roșie. Dă-i, da, dă-i ușor că nu vreau să murim. Să-mi pun și eu pistolul. Ține-te bine că-s profesionist. Ok, încerc să trag. Ușor, avem 200 la oră, te rog eu, ușor. Da. Știi unde e parcarea roșie? Parcarea roșie. Bun, Snoopy, vezi că s-ar putea să murim. Dacă murim, să știi că am ținut la tine, Snoopy. Mereu ai fost un om bun. Să sperăm că nu murim. Nu, semaforul. Ok, Snoopy șoferul în acțiune. În orice caz, s-ar putea să aibă, dacă nu-i scăpăm, s-ar putea să aibă tracker pe Ferrari-ul ăsta. Așa au foarte mulți de la mafie. Uite de spate, bă. Oh my god. Stânga. Snoopy, acum ori niciodată, dă-i sus la ultimul nivel. Auzi, l-ai pe ăla ce urlă. Bă, mi-e frică, mâncați așa. Am pistolul în spate doar să-l văd. Când l-am văzut, i-am dat glonț. Aolo, ok. Aici, Snoopy, să știi că te-am iubit, Snoopy. Îi dau aici și scoatem pistolul. Ok, cred că am omorât liderul, mâncavaș. Ar fi o manevră să sar eu pe aici și să-i luăm pe aia prin spate. Au, mi-am spart capul, hai de capul meu. O luăm pe aici, fraților, prin spate. Să sperăm că Snoopy nu o să moară. Pentru un Ferrari am riscat tot. Bun, iau eu BMW-ul, hai cu Ferrari-ul atunci. Hai că tot n-am făcut degeaba profitul. Mamă, dar cum arată BMW-ul ăsta, bă? E spart tot. Bun, te aud pe stație, hai jos. Și mergem la mecanicul de lângă parcarea roșie, ok?
E un BMW de fixat, care BMW-ul ăsta mi se pare destul de vânzabil, să zic așa. Mergem, fraților, reparăm BMW-ul ăsta și după mergem să-l vindem cuiva. Bun, fraților, am ajuns aici la mecanic, am reparat BMW-ul. Nu l-am reparat complet, că e imposibil și prețul e foarte, foarte mare. Am vorbit cu mecanicul, BMW-ul nu vrea să-l cumpere, că e foarte stricat după câte se vede. Poate ne rămâne nouă, dacă nu o să-l vând cuiva, dăm o țeacă corectă. Am vorbit să cumpere Ferrari-ul ăsta. Ferrari-ul a zis că-l cumpără la un preț de, nu știu, 900.000 de euro, căci că e 1 din 5 mașina asta, e foarte rară. Na, poate îmi ieșea să o vând cuiva mai scump, dar lasă, fraților, rotăm și noi facem o faptă bună. 14, unde e mă, pierde pe aici? Deci, cum am zis, prețul de 900.000 la Ferrari este ok? Da. No, aduceți bani atunci și eu mă duc la BMW. Ai, fraților, păcat că n-am putut repara complet BMW-ul ăsta, bă. Chiar păcat. Deci uitați-vă cât de frumos arată și sună foarte bine, dar n-am putut să-l reparăm complet, căci că nu mai are bară de M. Așteptăm mecanicul să ne aducă banii. Cred că s-a dus sus acolo, nu știu unde s-a dus. A, uite la acolo. Gata, ți-a dus toți 900. Mulțumesc, domnul, să trăiți, numai bine. Auziți? Sigur nu cumpărați, da. BMW-ul. Chiar nu, ce? Nu vă place. BMW-ul, da. Nu place, lasă-mă. Mamă, e nebun rău mecanicul. Răspan Audi, mă. Nu BMW. Okay. Nu era necesar să știu acea informație, dar ok. Am reușit să furăm foarte multe mașini. Mai avem și CLS-ul. Trebuie să mergem să recuperăm, l-am lăsat acolo, bă. Mergem după CLS și ne auzim după. Cam atât cu episodul, fraților. Aici avem restul mașinilor pe care le-am mai găsit. Sper că v-a plăcut acest episod. Eu am fost Andrei, ne auzim data viitoare, pa!